Salutare, prieteni! Ne auzim din nou cu un alt videoclip în care vreau să prezint fiecare piesă de la bicicletă, pentru că am observat din mesajele voastre că mulți dintre voi nu știți exact care sunt piesele unei biciclete, faceți confuzii între ele și m-am gândit că ar fi util să le prezint. Hai să vedem despre ce e vorba. Totodată de menționat, astăzi am pe mine tricou de la Cozia MTB, un tricou, un concurs de suflet pentru mine, dar să revenim la subiectul nostru. Am aici alături de mine un Scott Scale Pro 29 și haide să începem cu începutul. Începem de la ghidon, ca să luăm așa în ordine. Deci ăsta e ghidonul. Ce avem pe ghidon? Pe ghidon avem două manșoane. Manșoanele au un rol direct asupra confortului pe care le avem pe bicicletă. Dacă sunt de plastic, e mai nasol, dacă sunt de burete, e mai plăcut. Iar și aici la burete fiecare are preferință, mai gros, mai subțire, dar în principal au directă legătură cu confortul nostru pe bicicletă. Apoi avem frânele, manetele de frâne, două. Și maneta de schimbător. Eu am doar una, transmisia este 1 ori. Ajungem și la transmisie. Deci, manetele de frână și maneta sau manetele de schimbător. Avem cămășile, acestea negre. Sunt cămășile de la cabluri sau de la cabluri dacă vine vorba de maneta de schimbător. Cămășile, conductele de la frână sunt, nu au cablu, sunt cu ulei înăuntru. Bun, pentru că am făcut un videoclip în care curățăm cămășile la schimbătoare. Deci aceasta neagră e cămașa. Bun, ghidonul e prins de, sau cum zic, are legătură cu cadru printr-o pipă. Pipă care are 4 șuruburi, în sfârșit. Pipa este prinsă de furcă, de gâtul furcii. Ceea ce iese aici din cadru este gâtul furcii. Aici avem un căpăcel, un șurub. Pipa din nou prinsă în 2 șuruburi. Aici ajungem acestea două, unul sus, unul jos, sunt două coliere, așa se numesc, iar aici în cadru, în interiorul cadrului, sunt cuvetele, cuvetăria sau cum îi spun mai mulți. Adică un ansamblu de rulmenți și bucșe care țin de, cum să zic, manevabilitatea aceasta prin care se rotește furca în cadru. Aici avem furca, care are brațe, acestea sunt semeringuri, gumele de cauciuc prin care intră brațele în furcă, aceasta este potcoava furcii, coborând jos de tot și pe furcă se află etrierul de la frână, acesta este etrier, care are un adaptor aici ca să se potrivească la dimensiuni. Etrierul frânează prin intermediul celor două plăcuțe care sunt în interior, plăcuțele de frână. Plăcuțele de frână acționează asupra discului, discul de frână, care e prins și el la rândul lui prin 6 șuruburi de butuc, butucul de la roata de față, care are în interior rulmenți și un ax și mai multe piulițe, șaibe, tot felul de chestii. Dar acesta este butucul roții de față, care are un ax. Aici și axurile sunt de mai multe feluri. Acesta este QR, Quick Release. Mai există și True Axle, mai subțire, mai gros. Acesta este de 9, este și de 12, de 15. Să fiți atenți la lucrul ăsta atunci când cumpărați o furcă nouă, pentru că s-ar putea să fie cu True Axle și tu să ai la roata ta QR. Din cauza asta trebuie să fii atent, la fel la roți, dacă cumperi roți, trebuie să se potrivească cu furca ta, în sfârșit. De butuc sunt prinse niște spițe, care au în capătul lor niște nipluri. Cu ajutorul niplurilor, spițele sunt prinse de jantă. Aceasta este janta roții. În interiorul jantei există un fond de jantă care protejează camera de către de găuri sau de chiar direct de spițe, să nu se spargă. În interiorul cauciucului este o cameră și avem cauciucul. Aici este valva.
și acesta mic este ventilul. Cam atât aici în față. Aici avem un lockout prin care se blochează furca. Unele lockout-uri sunt manuale pe furca aici jos sau au un cablu care vine pe ghidon. Cablu sau poate să fie lockout hidraulic cu ulei. Bun. Mergem mai departe și avem în felul următor. Un suport de bidon. Ajungem aici la tija de șa, care are un colier prin care e prinsă de cadru. Avem tija de șa și șaua, care are niște șine aici prin care e prinsă de tijă. Bun, coborâm în jos și ajungem la angrenaj și implicit la transmisie. Transmisia este tot ceea ce vezi că se mișcă atunci când uite să-ți arăt așa, tot ceea ce vezi că se mișcă atunci când învârți de pedală. Ce vezi că se mișcă? Se mișcă angrenajul ăsta din față, se mișcă lanțul, se mișcă pinioanele și opa. Și schimbătorul, rotițele de schimbător, în sfârșit. Aceasta este transmisia, care are mai multe componente. Avem aici angrenajul, care practic face totul să se miște, de asta se numește angrenaj, că angrenează lucrurile, care e compus din două brațe, brațe pedalier, pedale, bineînțeles, și pe aceste brațe vin prinse foile sau plăcile, au mai multe denumiri. Plăcile sunt prinse cu șuruburi direct de brațe. În interiorul cadrului se află butucul pedalier. Aici în față am avut butucul de la roată și aici avem butucul pedalier, care la fel este constituit din rulmenți care fac posibilă mișcarea angrenajului cât mai ușor cu putință. Butucii și aici poate să fie cu bile, cu rulmenți sau cel mai ideal butuci ceramici, care au cea mai mică frecare și implicit un consum mai mic de energie al tău și așa mai departe. Aici avem lanțul, care are chiar aici un power link sau cheiță rapidă, în sensul că eu pot să desfac acum lanțul doar cu mâinile libere, fără să am nevoie de o presă sau de alte ustensile. Cu mâna liberă, de la cheița aceasta deschid lanțul și îl dau jos sau îl înlocuiesc. Lanțul ajunge la pinioane. Acesta este un set de pinioane. Pot fi de la un singur pinion până la 12. Fiecare în funcție de preferințe și nevoile lui. Apoi, deplasarea lanțului pe pinioane se face de către schimbător, care are și el două rotițe, o rotiță jos și o rotiță aici sus. El are mai multe reglaje, mai multe șurubele. Aici sunt două șurubele care există pe fiecare schimbător, low și high. De aici se setează limitele lanțului, astfel încât să nu cadă peste pinionul mare sau să nu cadă de pe pinionul mic. Low este pentru pinionul mic, high este pentru pinionul mare. În funcție de cum strângi de astea, lanțul rămâne pe pinioane, nu cade jos, să ai probleme, să rupi spițe sau așa mai departe. Schimbătorul e prins de cadru prin această ureche de schimbător. Ce rol are urechea? Urechea este prima care se rupe atunci când sunt probleme la schimbător. Dacă schimbătorul se blochează, ca să nu se rupă schimbătorul, care este, poate să fie și câteva sute de euro, se rupe urechea. Urechea se înlocuiește foarte ușor, este din aluminiu, se rupe relativ ușor și dacă e nevoie se înlocuiește foarte ușor, fără să deteriorezi cadrul sau schimbătorul. Sub pinioane se află caseta de pinioane, free hub-ul în engleză. Pe acel, pe acea componentă se așează pinioanele, au niște caneluri sau se înșurubează în funcție de sistemul pe care îl ai, XD sau normal. Un alt lucru important de știut este că legătura între caseta de pinioane și butuc se face prin clicheți. Caseta de pinioane este în legătură cu butucul roții de spate. Acesta este butucul roții, care la fel are în interior rulmenți,
de o parte și de alta, care e bine să se serviseze o dată pe an, în funcție de cât de mult soliciți bicicleta, cât de mult o folosești, cât de mult mizerie, noroi ajunge pe ea. Cam atât. Încerc să-mi dau seama dacă am scăpat ceva, dar cam asta este tot. Dacă este ceva ce nu știi, scrie-mi, te rog, într-un comentariu și îți voi răspunde. Sper că ți-a fost util videoclipul și că ți-ai lămurit câteva aspecte legate de piesele bicicletei. Eu am fost Sergiu, te salut și ne vedem în următoarele videoclipuri, sper cu subiecte interesante și utile pentru tine. Te-am salutat. Până atunci poți să vezi alte videoclipuri pe pagina GeoLife.